Dragi spectatori și telespectatori, bine v-am găsit la o nouă dezbatere în formatul EU Debates Cafe. Astăzi vom aborda un subiect interesant, dar și important pentru întreaga societate din Republica Moldova, în special pentru cetățenii moldoveni stabiliți peste hotarele țării. Și vom discuta despre votul în diasporă, despre cum s-au desfășurat alegerile prezidențiale în diasporă, problemele înregistrate, dar și măsurile sau soluțiile la provocările existente în prezent. Aș dori să menționez pentru început că evenimentul de astăzi este organizat de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene, cu suportul Fundației Hans Seidel, și pe această cale mulțumim partenerilor noștri pentru suportul acordat. Îi avem astăzi alături de noi pe mai mulți colegi din societate civilă, reprezentanți ai diasporii, dar și deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Așa că, într-o ordine prestabilită, o să îi prezint. Îl avem alături de noi pe domnul Igor Munteanu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, doamna Elena Prohnischi, directoarea adjunctă a DEPT, dar și secretara Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, doamna Galina Sajan, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Vadim Pistrinciuc, președintele Institutului pentru Inițiative Strategice, și Dumitru Vicol, reprezentant al comunității Adoptă un Vot. Trebuie să menționez aici că comunitatea Adoptă un Vot este partenerul nostru în organizarea acestui eveniment și pe această cale îi mulțumesc lui Dumitru și colegilor pentru acest parteneriat. O să începem în mijlocii discuția de la cum s-au desfășurat aceste alegeri, atât în turul 1 cât și în turul 2, despre problemele care au fost identificate, și aș dori să-i ofer cuvântul pentru început Elenei, dat fiind că ADEPT este de mai mulți ani o organizație axată pe domeniul electoral și care analizează foarte bine legislația electorală, dar și modul în care se desfășoară scrutinile electorale. Elena, te rog să ne prezinți, poate în câteva cuvinte, în câteva minute, cum s-au desfășurat aceste alegeri, ce probleme au fost identificate și poate per cele mai mari țări, care a fost prezența la vot și dinamica în comparație cu ultimele scrutine parlamentare și prezidențiale. Mulțumesc, Mihai, și vreau să mulțumesc în această ocazie și Institutului pentru Politici și Reforme Europene de a participa la acest eveniment. Eu, în prezentarea mea, voi proiecta pe ecran și pagina alegeriliber.md, pe care o gestionează Asociația ADEPT și unde veți găsi informații desfășurate despre participarea la vot și despre toate scrutinile electorale din 96 încoace. Dar pentru început, să zic că în calitate de secretară Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, dar și directoare adjunctă a Asociației ADEPT, am fost implicați chiar din vară în a promova un proces transparent, reprezentativ, corect de constituire și de organizare a sesiilor de votare peste hotare, începând cu demersuri expediate în adresa CEC-ului, în adresa Parlamentului, CEC-ului de a organiza consultări publice transparente despre modul în care se urmează să fie constituite secțiile de votare, până la expediere de note analitice cu un număr, o metodologie de utilizare, de aplicare în practică a celor prevederilor legale privind constituirea secției de votare peste hotare, dar și prin desfășurarea de campanii de informare pe rețelele de socializare, prin care am încurajat activ concetățenii noștri din diaspora să se registreze prealabil, pentru că înregistrarea prealabil a fost o primă etapă în constituirea secției de votare peste hotare și a fost acel indicator pentru Comisia Electorală Centrală, în baza căreia să pornească și să stabilească cel puțin un număr preliminar de secții votare. Deci,
cu toții știm când a început loc înregistrarea prealabilă, deci în conform părerii organizațiilor pe care le reprezintă Coaliția Civică, înregistrarea această acțiune a fost începută, promovarea acestei acțiuni de către CIEC a fost destul de tardiv început și asta a fost o primă problemă. CIEC urma să promoveze, să transmită mesajul privind înregistrarea prealabilă mult mai devreme. Și aici voi aprecia foarte mult mobilizarea de care au dat dovadă concetățenii noștri din diasporă. Atunci când au apărut primul mesaj, ei au început să retransmită, au organizat o campanie proprie de retransmitere a mesajelor prin rețelele personale către concetățenii din diasporă să îndemne să înregistreze prealabil. O alt subiect care merită a fi discutat, dar este păcat că nu este astăzi reprezentantul CIEC-ului, este modul în care tot procesul în care s-a decis constituirea celor 139 de secții de votare psihotare. Poate IPREU va organiza o discuție aparte cu reprezentantul CIEC-ului de față și cu reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, pentru că inițial CIEC-ul a propus organizarea a 202 secții de votare psihotare, deși erau bugetați bani pentru deschiderea 150 de secții de votare psihotare, ca la sfârșit să avem 139 de secții de votare deschise, deși conform ultimului aviz expedicat de către Ministerul Afacerilor Externe, la sfârșitul lunii septembrie figurau cifra de 145 de secții de votare. De ce s-a ajuns de la 145 de secții de votare la 139? Zic, asta urmează să ne răspunde reprezentanții CIEC-ului și a Ministerului. Dar este cert că trebuie să recunoaște că comparativ cu anul 2019, alegerile parlamentare din 2019, numărul secțiilor de votare peste votare a crescut de la 123 la 139 în acest an. Ceea ce este totuși o realizare pentru un stat mic ca Republica Moldova, care deschide atâtea secții peste votare, comparativ cu alte state, spre exemplu Armenia, care permite votarea electronică doar a reprezentanților misiunilor diplomatice, sau comparativ cu Ungaria, care permite votarea doar în cadrul misiunilor diplomatice și nu deschide secții suplimentare în afara misiunilor. Deci trebuie să recunoaștem chiar din punctul ăsta de vedere, putem fi considerat ca un exemplu de stat mic care deschide atâtea secții de votare peste votare. Vorbind despre participarea concetățenilor noștri, votarea peste votare, nimeni nu s-a așteptat la o asemenea participare activă și am să proiectez pe ecran să vedeți care sunt datele, din punct de vedere tehnic. Dar nimeni nu s-a așteptat la o participare cu adevărat record la acest scrutin, care, dacă se comparăm participarea din turul 2 din acest an cu cea din turul 2 din 2016, avem o creștere practic de 90% a ratei de participare. O clipă, așa. Acum am proiectat pe ecran informațiile privind votarea peste hotare pe care Asociația ADEP le-a preluat din procesele verbale lăsate pe pagina CIEC-ului și le prezintă într-o formă mai prietenoasă publicului. Deci, observați că practic în toate țările votarea, rata de participare a alegătorilor peste hotare a crescut cu unele mici excepții. Este vorba despre, în comparație cu anul 2016, este vorba de China, este vorba de Japonia, Letonia și Ucraina. În rest, în toate țările
la aceste alegeri au participat mai mulți alegători decât în 2016. Însă trebuie să recunoaștem, vreau să accentuez câteva țări care cu adevărat au uimit printr-o rată de participare deci chiar incredibilă. De exemplu, în Marea Britanie și în Germania, în turul 2 din acest an, de la aceste alegeri, au participat, practic, avem o participare de 4 ori aproape mai mare decât în anul 2016, turul 2. În Irlanda este de aproape 4 ori, deci 3 ori și ceva. La fel în țări precum Cehia, Austria, Belgia, Elveția, Estonia, în Olanda avem de 3 ori mai mult. Deci în țările care am început să le număr, Cehia, Austria, Belgia, Elveția, Estonia, am să deci avem o participare practic de s-a dublat rata de participare comparativ cu alegerile cu anul 2016. Chiar și în țările în care pentru prima dată au fost deschise secții de votare comparativ cu anul 2016, este vorba de Cipru, Danemarca, Emiratele Arabe Unite, mai jos arăt Norvegia, la fel a fost înregistrată o rată de participare destul de mare pentru secții de votare deschise pentru prima dată. În țări precum România, Rusia, care de obicei, deci alegătorii ies la vot, tot a fost o creștere, ceva mai modestă, dar oricum și acolo oamenii au ieșit destul de activ la votare. Însă primul tur a scos în evidență mai multe neajunsuri. În primul rând, principalul neajuns a fost incapacitatea mai multor secții de votare de a deservi cetățenii în limita timpului de votare prevăzut până la ora 9. Deci, practic, nu, mai multe secții de votare nu au putut să facă față fluxului de alegători doritori de a vota. Chiar dacă a fost prelungit timpul de votare în mai multe secții din Europa de vest cu 2 ore, oricum au fost mai multe cazuri când cetățenii nu au putut vota, iar în unele secții s-au închis mai devreme din cauza condițiilor restrictive impuse de către autoritățile statelor gazde. aceste situații, practic, au fost discutate după asta activ, după primul tur de scrutin, de către Ministerul Afacerilor Externe cu reprezentanții diasporii care știu că au venit, au format mai multe recomandări, cu reprezentanții societății civile, cu reprezentanții coaliției pe care o reprezint, concurenții electorale au venit, au format la fel de asemenea recomandări care au fost înaintate Comisiei Electorale Centrale pentru a înlătura aceste neajunsuri. Și care au fost, deci care a fost de fapt motivul acestor rânduri foarte mari? S-a dovedit că în mai multe secții de votare au fost spațiile restrânse, care nu au fost adaptate pentru un asemenea flux de alegători. Și pentru păstrarea sau respectarea condițiilor de antipandemice. În toate secțiile de votare au fost, spre exemplu, în Germania, s-au fost situate în zone rezidențiale care au creat un mai mare disconfort localnicilor, dar și zonele rezidențiale, dar și însăși nefiind adaptate pentru aceste rânduri și pentru ca oamenii să aștepte în rând. Au existat probleme tehnice legate de conectarea la rețeaua SIAS Alegeri. Am zis că au fost căderi de energie electrică, probleme cu conexiunea la internet. De asemenea, din cauza spațiilor restrânse, a fost și un număr limitat de cămine de vot, un număr limitat de operatori și de scanere. Deci toate aceste neajunsuri au fost discutate după primul tur de scrutin și aici... Deci voi veni doar cu cuvinte de apreciere în adresa CEC-ului și a Ministerului Afacerilor Externe pentru că au întreprins tot posibilul ca să înlăture aceste neajunsuri în măsura posibilității
Au fost identificate noi secții, noi locații pentru secțiile de votare, redirecționate, realocate scanerele, a fost crescut numărul de buletine de vot expediate peste hotare până la limita maximă de 5.000 de buletine per secție, numărul membrilor biroului electoral secției de votare la fel a fost crescut până la maximul de 11 membri. Deci s-au întreprins mai multe lucruri. În Marea Britanie, după primul tur de scrutin, au fost identificate noi locații pentru secții de votare, pentru trei secții de votare, care practic după primul tur, aceste locații deveniseră inaccesibile, dacă pot spune, nedisponibile. Ca la sfârșit, ca în a doilea tur, oricum să fie deschise același număr de secții de votare, 139 de secții de votare, la care chiar în pofida condițiilor pandemice a participat deci cu 75% mai mulți alegători decât în turul întâi de scrutin din acest an. Deci chiar a fost o prezență record impresionantă care și foarte emoționantă, care a demonstrat că cetățenii doresc să contribuie prin votul său la schimbarea lucrurilor de acasă. Dar această prezență a dus la apariția situațiilor când s-au epuizat foarte rapid buletinele de vot în mai multe secții de votare. Deci, analizând procesele electorale, procesele verbale publicate pe pagina CEC-ului, noi cu colegii din ADEPT am identificat când 6 secții de votare s-au epuizat. Deci, a fost atins maximul de 5.000 de buletine de vot. Iar în cinci secții, iar în alte 5 secții de votare, practic, la fel a fost atins limita de 5.000, cu 2-3 buletine mai puțin până atinge limita. Deci erau 499, 498. Practic, și în aceste secții putem spune că au fost epuizate buletinele de vot. Ceea ce nu a permis mai multor cetățeni să voteze. Practic, statul nu a putut garanta tuturor cetățenilor săi dreptul de a vota, ceea ce chiar este o problemă și este un subiect care trebuie discutat și trebuie să găsite soluții pentru a nu permite repetarea acestor situații și pe viitor. Eu închei, doar vreau să zic că vreau să apreciez foarte mult încă o dată lucrul funcționarul electoral de la aceste birouri electorale, atât din partea Ministerului de Extern, dar și din partea asociațiilor de diasporale, care au putut în acest an să dețină președinția birourilor electorale, care s-au expus la riscurile de a se infecta COVID. Voluntarilor care, din câte știu, au fost foarte mulți și au contribuit la fluidizarea rândurilor în ziua alegerilor. Dar și Ministerului, care a asigurat o comunicare destul de eficientă în ziua alegerilor, atât în primul tur, dar și în turul al doilea, publicând pe paginele web, dar și pe pagina de Facebook a Ministerului, secțiile de votare unde s-au format rânduri sau unde se epuizează rapid buletinele, ca astfel să permită alegătorul să se deplaseze către alte secții de votare. Da. Mersi tare mult. Revenim la subiectul ăsta, la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Aș dori să-i ofer cuvântul domnului Munteanu, pentru că știu că trebuie să plece mai devreme. Domnule Munteanu, vă rog. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, pentru acest avantaj pe care mi-l dați. Într-adevăr, în 10 minute trebuie să fiu la ședința biroului permanent. Aș dori să salut prietenii și colegii pe care îi recunosc la acest format de reuniune și în calitate de campioni a standardelor electorale și în același timp de persoane la care oamenii care s-au mobilizat în diasporă fac adesea o referință. Este extrem de important să conștientizăm că această participare masivă a diasporei la ultimele alegeri prezidențiale reprezintă un adevărat catalizator pentru schimbările pozitive și democratice din sistemul politic. Prezența masivă a diasporei, care într-adevăr este impresionantă, 262.739 de alegători în votul extern,
la o prezență la vot de 52,78% în total 1.650.131 de alegători, vorbește despre faptul că cei care participă la procesele electorale trebuie să se bucure nu numai de aclamații sau de eroizarea faptelor, dar și de confortul necesar pentru că ei să poată în continuare fi conectați la procesul politic din Republica Moldova. Altfel, dacă nu vom lua în considerație acest lucru, s-ar putea să ca dorința lor de a da legitimitate procesului de schimbare din Republica Moldova să se subțieze la următoarele alegeri. Prezența masivă a diasporei vorbește însă și despre următoarele lucruri urgente pe care trebuie să le facem. În primul rând este vorba de modernizarea sistemului electoral, a doilea rând de uniformizarea practicilor la participarea în alegeri și în mod clar vorbește despre necesitatea unui sistem de vot alternativ față de votul clasic. Asta însemnând votul prin corespondență, votul electronic și alte forme de votare conștient de către cetățenii conectați sau înregistrați pe listele noastre. Mobilizarea diasporei vorbește despre faptul că cetățenii din străinătate nu se înstrăinează de subiectele, temele și agenda națională, ci rămân în continuare foarte receptivi la problemele naționale, comunică intens cu rudele, vecinii, persoanele lor de referință de acasă și evident că investesc foarte mult în modelul ideal, nu știu dacă îl vom atinge vreodată, dar în modelul de stat prosper economic și social pe care și-l ar dori în Republica Moldova. Având în vedere că 92% din alegătorii din străinătate au votat pentru o schimbare a șefului statului, trebuie să înțelegem că suntem datori să răspundem la, la această investiție în instituțiile democratice printr-o reorganizare importantă a codului electoral. În acest moment, codul electoral, după cum bine știți, nu include niciun fel de prevederi specifice care ar reglementa conceptele de vot prin internet, politicile, regulile, procedurile și criteriile de funcționare relevante și cerințele de administrare a sistemului de vot prin internet. În scopul creării unui cadru juridic adecvat, sigur că acest cod electoral ar trebui să fie modificat prin introducerea unor concepte noi, concepte legate de cerințe legate de verificarea votului, reguli de anulare, asigurare principiului de vot secret, aspecte de identificare a alegătorilor, cadrul pentru funcționarea votului prin internet, cerințe de securitate și de audit, alte elemente care sunt specifice votului la distanță. Respectiv, la solicitarea mai multor cetățeni din diasporă și după anumite consultări cu oamenii care cunosc acest domeniu, am decis să lansăm luni o primă discuție pe subiectul modificărilor societate, creând trei grupuri de lucru și o inițiativă legislativă care va fi peste 7 minute depusă în biroul permanent și, hopefully, mâine în cadrul ședinței, ședinței în plen, să avem un vot pentru crearea unei comisii speciale cu scopul exact de adoptare amendamentelor la codul electoral, fără îndoială însemnând un anumit calendar de acțiuni, pentru ca pe lângă amendamentele la codul electoral să avem și prototipul sistemului pe care îmi dori să-l impunem în Republica Moldova. Nu este un lucru simplu, pentru că dincolo de spiritul pozitiv a tehnicienilor, avem foarte multă reluctanță sau chiar opțiuni de a respinge orice fel de modificare sub scuza că ar putea viitorul sistem sau un sistem alternativ la sistemul clasic să fie fraudat, să fie compromis prin controlul asupra unor instituții tradițional servile interesului unor grupuri oligarhice. Totuși, calculând care sunt beneficiile și pierderile pe care ar putea să survină în continuare,
Credem că cel puțin toate aceste posibilități de refacere a codului electoral și de furnizarea unor alternative de vot cetățenilor din străinătate, dar și cetățenilor care ar dori într-un fel să aibă această libertate de a vota la distanță, inclusiv stând în Chișinău, dar votând la distanță, trebuie să facem tot posibilul pentru că în următoarele săptămâni și luni de zile să avem un sistem care să trezească încredere, să poată fi testat tehnic, pentru ca să demonstreze că poate să funcționeze fără niciun fel de carență și să avem amendamentele la codul electoral care să permită votul la distanță și votul prin corespondență și votul electronic. Fără îndoială că pentru promovarea acestor noi concepte este nevoie ca societatea civilă, think tank-urile și grupurile influente să contribuie la comunicarea pozitivă asupra acestui sistem și să se asocieze cu această inițiativă. Nu putem și nu puteți lăsa toate responsabilitățile în mâna deputaților, după cum nici deputații nu pot să admită amendarea codului electoral fără că să aibă toate soluțiile tehnice care să vină în ansamblu pe problemele pe care trebuie să le rezolvăm. Eu cred cu fermitate că amendamentele la codul electoral și instalarea unui prototip care să ne demonstreze că acest sistem funcționează fără niciun fel de carențe, este posibil să le avem aproximativ în maximum 2 luni de zile. Asta nu înseamnă că toată lumea va fi de acord să le utilizăm deja la următoarele alegeri, dar cel puțin vom avea această posibilitate de a le aplica în condițiile în care toată lumea este de acord, avem consens pe adoptarea noului sistem și nu mai suntem prizonieri unui cod electoral învechit cu posibilități limitate de a angaja într-un mod inclusiv toți cetățenii din străinătate și din Republica Moldova după cele mai bune modele existente pe plan internațional. Eu sunt foarte optimist în această privință și cred că Republica Moldova are suficient creier ingineresc și voință politică de schimbare pentru ca într-o perioadă relativ limitată să avem toate aceste 3 componente. 1. Voință politică în Parlament pentru modificarea codului electoral, sigur în colaborare cu Comisia Electorală Centrală. 2. Soluțiile tehnice pentru ca sistemul să funcționeze cu maximum de încredere din partea celor care vor dori să-l testeze. Și 3. O bună comunicare care să permite acceptabilitatea noului sistem pe planul societății, dar și în raport cu instituțiile care ar trebui într-un fel să valideze această inițiativă, mă refer la Comisia de la Veneția, OSCE, ODIR, care ar trebui să fie consultate în privința noilor inițiative. Asta e tot ce am vrut să vă spun. Nu se aude? Mulțumesc mult, domnule Munteanu, pentru intervenție și pentru că ați găsit timp să participați la discuția noastră și sperăm să continuăm dialogul într-un alt format după ce această inițiativă va fi prezentată și comunicată publicului larg în cadrul ședinței de mâine a Parlamentului. Cronometrați ora. Bine, cu multă plăcere, mulțumesc pentru invitație, salut și mult succes la toată lumea. Mulțumim. Noi continuăm discuția și aș dori să reiterez faptul că ne puteți urmări pe privesc.eu și realitatea .md și pe Realitatea Live ne găsiți și acolo. Aș dori să-i ofer cuvântul doamnei Galina Sajan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea diasporii stabilite în Europa de Vest, Europa Centrală și de Vest. Doamna Sajan, am văzut că imediat după alegeri au fost mai multe voci, inclusiv președinta aleasă a Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, a susținut necesitatea introducerii metodelor alternative de vot. Dumneavoastră, cum vedeți această fereastră de oportunitate și în ce măsură considerați fezabile aceste soluții la ora actuală? Bună ziua tuturor și vă mulțumesc mult domnilor organizatori acestei întâlniri foarte utile și pentru ajutorul în afara întâlnirilor în direct.
Mă voi referi la mai întâi și întâi la întrebarea dumneavoastră și pe urmă poate trec și eu la o mică analiză. Noi, ca să spun așa cu un termen mai leger, cochetăm de mult cu oportunitatea votului prin corespondență. Adică de când am început mandatul, cercetez minuțios experiența României în acest sens. Și continui să cred că următoarea etapă de ameliorare a situației va fi implementarea anume a votului prin corespondență, ca ulterior poate să ajungem și la votul prin internet. Da, noi credem că de data aceasta se vor întreprinde pași concreți în acest sens, pentru că în legislaturile precedente nu am prea văzut dorință și voință politică ca să se facă ceva pentru a spori dreptul, spori activitatea în alegerea oamenilor stabiliți peste hotare. Experiența a ultimelor alegeri, prezența masivă a diasporei a demonstrat încă o dată că lumea de peste hotare nu este indiferentă de ce se trece acasă și ei trebuie să aibă același acces la vot ca și cei de acasă. Și asta cere neapărat un mod alternativ de vot, prin corespondență sau prin internet. Noi suntem deschiși spre toate oportunitățile care să faciliteze acest lucru. Este foarte necesar și pentru oamenii care n-au mai avut niciodată dreptul la vot. De exemplu, avem cetățeni stabiliți în Noua Zeelandă, în Australia sau mai știu eu unde nu se deschid de obicei secții de vot și ei tot trebuie să aibă acest drept. Da, noi suntem partidul Acțiunii și Solidaritate este deschis spre a modifica atât codul electoral, cât și a contribui pentru alte modificări în acest sens pentru a implementa moduri alternative de vot. Mă întorc la alegerile care au avut loc de puțin timp în urmă. Mă asociez cu ceea ce a spus Elena Prohnitsky, că da, noi nu trebuie să mergem pe alături de meritele Comisiei Electorale Centrale și a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Într-adevăr, s-au manifestat cu activități foarte prompte într-o rezolvare a problemelor, deși ele au oricum au rămas în vigoare, dar aceasta nu șterge lacunile care le-am înregistrat noi în timpul alegerilor nemijlocit, cât și în ajun, în campanie și așa mai departe. Și aici cred că problema cea mai importantă este transparența decizională în instituțiile de stat. Cum a menționat și Elena, au fost deschise 139 de secții. De ce 139? De ce nu 140? De ce nu 138? Noi n-am înțeles acest lucru și care au fost criteriile, că s-a sărit de la 202 la 145 și așa mai departe. Noi știm că oamenii din diaspora au scris demersuri ca să fie deschise secții în regiuni unde ulterior s-au creat problemele, și anume în Londra se cereau încă de la alegerile din 2016 mult mai multe secții decât 3. În Germania erau necesare mult mai multe secții și noi știm că au fost ceruți și în zona Düsseldorfului și Leipzig și așa mai departe. Elena a menționat că a crescut rata prezenței la vot de 4 ori în Germania. Bineînțeles că a crescut pentru că au crescut numărul de secții de vot. Dacă la cele din 2016 au fost doar 2 secții de vot, acum au fost 6 și lumea a fost mult mai, secțiile de vot a fost mult mai accesibile pentru oamenii noștri stabiliți acolo. Și cred că prima soluție ar fi transparentizarea luării deciziilor în instituțiile noastre,
să fie lumea informată în cât mai mult în acest sens, ca noi să vedem de ce acolo și nu dincolo se deschid secții și de ce nu se deschid secții. Tot ține de comunicare sau de transparență, ne-am ciocnit și de problema când Partidul Acțiune și Solidaritate pe grupurile sale, pe site-urile sale a promovat intens înregistrarea prealabilă. De ce nu a făcut-o CEC-ul în aceeași măsură? S-au activizat și oamenii din diaspora și au promovat înregistrarea prealabilă. Nu este o comunicare adecvată în ce sens? În sensul că noi până în preajma alegerilor am avut întrebări de genul: dar dacă nu m-am înregistrat prealabil, pot să votez? Este o întrebare destul de simplă care putea fi cumva rezolvată mai înainte prin comunicare intensă. Avem televiziune națională unde CEC-ul poate să promoveze aceste mesaje, care eu nu cred că CEC-ul nu știe de aceste probleme. Deci, iată două probleme majore pe care noi le-am întâlnit și cât privește soluții. Știm cu toții că a venit în Parlament inițiativa de a spori numărul de buletine până la 10.000 și zilele de vot să fie două, nu una. Da, eu cred că dacă aceste două soluții ar putea fi o soluție această inițiativă, dar luată anume cu aceste două componente. Pentru că sporirea numărului de buletine, fără a spori numărul de zile de vot, pune o presiune enormă pe comisia, pe funcționarii electorali, pe care și eu vreau să îi mulțumesc foarte mult pentru munca depusă în secțiile unde a fost fluxul mare. Și eu cred că dacă se rămâne la o singură zi de vot, nu reușim să obținem două zile de vot, buletinele, numărul buletinilor pot fi mărit maxim până la 6.000, pentru că fizic oamenii aceștia nu pot să lucreze mai intensiv. Eu am fost în legătură directă cu oameni din rânduri, din cozile care se formau la secțiile de vot, cu oameni din observatorii noștri care au fost în secțiile de vot și am sesizat toată munca pe care ei au depus-o și presiunea pe care au avut-o pe tot parcursul. Noi trebuie să luăm în considerație mai multe laturi, mai multe aspecte al procesului de vot ca să decidem asupra unei sau alte modificări. Cât eu cred că prima soluție pentru următoarele alegeri, oricând s-ar avea ele loc, trebuie să fie sporirea numărului de secții de vot. Și cred că este cea mai fezabilă soluție pentru moment și da, noi trebuie să continuăm munca intensivă pentru a modifica codul electoral în așa fel ca să permit o alternativă votului clasic. Cam acestea și încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru această oportunitate. Mulțumesc, doamna Sajin, pentru intervenție. Trebuie să menționez aici că noi am invitat și reprezentanții CEC-ului la această discuție, dar din anumite motive ei nu ne-au onorat cu prezența. Ar fi fost important ca la aceste întrebări pe care dumneavoastră le-ați scos acum în prim plan să răspundă cineva din partea Comisiei Electorale Centrale, dar poate în sesiunea de întrebări-răspunsuri o să încercăm să aducem mai multă claritate asupra cadrului legal împreună cu Elena și anume pe prevederile ce vizează votul peste hotarele țării. Acum o să rog pe Dumitru să se refere la două aspecte aduse în discuție doamna Sajin și anume transparența decizională și comunicarea dintre Comisia Electorală Centrală, Biroul de Relații cu Diaspora, Ministerul Afacerilor Externe, cu cetățenii aflați peste hotarele țării. În ce măsură ai văzut, cum ai văzut tu această interacțiune? Ce mesaje au fost transmise înaintea alegerilor?
cu privire la înregistrarea prealabilă, cu privire la participarea la urne, amplasarea secțiilor de votare. Cum ai simțit tu pulsul acestor alegeri din Londra? Da, mulțumesc, Mihai. Eu am să încep cu, așa, anecdotal. Momentul când s-au finisat buletinul de vot și eram afară, lumea și vărsau frustrarea pe mine și pe Iuri, crezând că noi intenționat îi mințim că s-au epuizat buletinul de vot. Vorbisem despre cum se deschid secțiile de votare și am menționat de cele trei criterii, inclusiv din înregistrarea prealabilă. În mulțimea aceea, eu personal am auzit, cred, vreo 4 oameni care au zis ce înseamnă înregistrarea prealabilă și spun că a fost o campanie făcută de CEC, de noi, de partide, și da, eu oricum nu mă uit, nu urmăresc așa ceva. Adică, ceea ce vreau zic, la capitol comunicare, e o problemă veșnică, adică e o problemă tipică. Da? Lumea nu citesc anunțurile ambasadei. Eu personal n-am citit anunțurile ambasadei de foarte mult timp, dacă serios. De-abia am dat like la pagina de Facebook a ambasadei Marii Britanii, probabil de-abia acum câteva luni în urmă. Deși sunt cât de cât informat. Deci e o problemă de tot cultural în felul în care noi luăm informația. Din cauza asta, dintr-o parte, da, mi-aș fi dorit mai mult comunicare din partea CEC-ului, în care să-mi spună mai clar unde sunt secțiile votare, de cum funcționează tot asta, dar în altă perspectivă e și vina cetățenilor a noastră, la fel cum noi comunicăm. Era simplu doar să deschizi pagina CEC-ului și să vezi toată informația. E simplu să deschizi pagina unui partid și să vezi programul electoral. E simplu să deschizi pagina alegeri.media, care atât de simplu acolo tot pus, ca citești și dai seama o analiză. E o cultură totuși civică pe care noi nu aveam, din păcate, indiferent unde noi nu suntem în diaspora. Referitor la transparență, la transparența decizională, iar și ceva tipic, e o problemă a Moldovei de foarte mult timp, aceeași lucruri care nu există transparent decizional în Parlament, Guvern, așa a fost și la CEC. Nici eu n-am înțeles de ce au fost deschis 139 de secții de votare, dar 950 sau 200. Mi-aș fi dorit să fii mai implicat în procesul decizional. E adevărat că în procesul consultativ noi ne-am expus părerea cam câte secții de votare vrem acolo sau acolo, dar în altă perspectivă n-am fost implicat în proces decizional. Dar e un proces tipic, dacă serios. Dacă mă întrebați voi de câte ori guvernul sau parlamentul sau BRD-ul sau altcineva ia în considerație părerea noastră, ne implică în procesul decizional, eu pot vă zic că aproape niciodată. Deci eu cred că e o problemă structurală a societății sau o problemă structurală a instituțiilor statelor de a implica cetățenii în procesul decizional. Toată societatea civilă mereu e supărată pe o instituție, autoritatea statului, că nu sunt implicat în procesul decizional. Adică nimic nu sub soare chestia asta. Cât referitor la puls cu Londra, știți, foarte... Hai să începem cu partea bună, ca să nu fiu foarte pesimist. Partea bună e adevărat că am văzut o deschidere de la CEC. Pe data 2 noiembrie, personal, am colectat niște sugestii de pe Adopt un Vot și împreună cu Dumitru Mihailov am trimis premierului Chicu, domnului Țulea, domnul Cimil, domnul Lebedinski și domnul Gurduza. 7 cerințe. E adevărat, în aceeași zi, noi am primit e-mail că le vom analiza din partea de domnul Cimil și domnului Chicu. Pe data de 3 noiembrie, oficial, domnul Cimil a anunțat că vor realoca scanerele, vor mări numărul de cabine de vot, vor avea secții de votare, unii este problema mai mari, de exemplu în Frankfurt, și vor fi mai mulți operatori care interlocutați. Deci am văzut această deschidere directă. Asta e partea bună a lucrurilor. Încă o parte bună, totuși contactele personale au fost tot deschis. Personal am reușit tot să vorbesc cu toți acești decidenți, chiar și în ziua de 15 noiembrie, când încercam cumva să găsim o soluție de realocare a buletinului de vot de la alt sect de votare din Birmingham. Deși este o decizie ilegală, dar totuși am dat deschidere acestor persoane. E adevărat că asta e partea bună. Partea negativă e că noi nu am soluționat problema contestaților după 2006, după 2000,
cazul din 2017 cu Stratfor sau alții dezvoltare, că noi am strâns contestare și am dat în judecată guvernul, nici până ziua de azi nu a fost o ultimă problemată. Deci, personal, noi nu știm cum să depunem contestații. La Londra, deși am încercat cumva să colectăm contestații, poliția nu ne-a permis să semnăm contestații din motive evidente. Evident, pandemie, mulțim, noi și am încălcat deja regimul în Londra, la câți oameni eram, de fapt, la sfârșitul zilei de votare. Ai, cum? Zilei de votare, când s-au spus, da. Respectiv, poliția nu ne-a dat voie și, respectiv, nici nu, acești cetățeni, nici online n-au putut să-și exprimă frustrarea cecului într-o oarecare măsură. Deci problema nu a fost rezolvată. Dar o problemă în care eu cred că rămâne stabil, e practic imposibil să dai seama cât lume va veni la vot. Noi știm foarte bine că turul 2 de fapt a fost mulțumit domnul Igor Dodon prin acele atacuri, știi, la diaspora. Asta de fapt a fost primul, cel mai mare motivare. Sigur că asta nu poți previziona mai sau în iunie sau în septembrie, dar faptul că cecul nu are flexibilitatea de a modifica numărul seculor de votare sau alte chestii mai importante, asta pune cumva sub îndoială. Mi-aș fi dorit, după 2016, pentru că noi am învățat lecția asta că ar trebui să fie o anumită flexibilitate, mai ales la numărul seculor de votare, între ambele tururi. Asta e partea negativă. Și dacă rapid, eu, serios, nu văd sensul imens de a deschide mai mulți sec de votare, dar să deschidem și mai multe. Dar trebuie să înțelegem un singur lucru. România ca diaspora, ei sunt vreo 3-6 milioane. Noi suntem vreo 800 de mii. Ei au deschis acum 417 sec de votare. Luând raportul după populație, ar trebui să spunem că 143 de 39 de sec de votare ar trebui să fie destul. Dar nu e problema în secții de votare numărul lor, dar însuși amplasarea. Adică trebuie să amplaseze în multe zone în care lumea sunt concentrate. Asta e avantajul României, că a deschis 50 de secții de votare, nu număr, dar însuși amplasarea lor. Au fost amplasate în diferite mici zone ale Londrei, în diferite orașe, ca lumea să nu să se deplaseze 300-400 de kilometri. Da? Adică ori noi repetăm experiența României, deschidem 4 de sec de votare și rezolvăm problema totodată pentru tot, ori nu are sens. Adică nu are sens economic, pentru că noi oricum o stăm în coadă. Dacă o să fie 4, dacă o să fie 5 sec de votare, de acord, mai bine. Dar nu stăm 7 ori în coadă, dar stăm 5 ori în coadă. Cu cât ameliorat situația asta, nu foarte mult. În cazul asta, eu insist foarte mult partea la votul alternativ, indiferent el prin corespondență electronică, pentru că problema asta nu poate fi rezolvată prin mărirea buletinului de vot, nu poate fi rezolvat prin mărirea numărului de sec de votare, pentru că, de altă perspectivă, e și o risire de bani. Dacă la următorul scrutin parlamentar, dacă nu vom veni în jumătate, a fi acum am făcut un scrutin parlamentar în 2019, noi am răsut bani, cheltuit bani publici. Da. Și apă doua, închipuiți-vă că fiecare om care a stat în diasporă a stat 7 sau 8 ore în coadă, dacă presupunem că nu știu, foarte general, dacă cineva are, nu știu, câștigă 30.000 pe an și are 100 de euro pe zi, mulțumesc 260.000, asta îți primește deja 26 de milioane de dolari timpul diasporii care a fost acolo irosit. Deci, mai bine pe mine mi-a convenat, bă, eu să-mi plătesc vot corespondență, fie el și-a asigurat DHL, nu știu cum, dar eu nu am de gând să stau iar 8 ore. Și asta e o problemă. Sper să o rezolvăm. Dar cam asta ar fi părți pozitive și negative. Dumitru, mersi tare mult pentru intervenția ta. L-aș ruga pe Vadim să fac o concluzie generală la acest panel de discuții și să te referi în special la modul în care noi putem promova aceste soluții care au fost prezentate de către antevorbitori la nivelul legislativului, pentru că până la urmă acolo e cheia. Trebuie să existe o majoritate parlamentară care să le voteze. În ce măsură există această oportunitate în prezent și cum putem noi, ca reprezentanții societății, să punem mai multă presiune pe reprezentanții Parlamentului să aducem în discuție aceste soluții
și în atenția lor aceste soluții. Mersi foarte mult. Într-adevăr, votul de aspăr a fost simbolic, încurajator, record, puteți să numiți orice. Deci cred că puțini s-au așteptat, toți știau că va fi un vot solid din partea diasporei, dar foarte mulți luau în calcul pandemia ca un factor de, știu eu, de un fel care trebuia să afecteze dorința oamenilor de a ieși la vot, însă lucrurile au fost totalmente invers decât așteptările majorității. Și în acest sens, cel mai util este să te gândești că în general să înțelegi ce se întâmplă cu diaspora. În primul rând, numărul foarte mare de cetățeni care au votat demonstrează că și numărul de oameni, de cetățeni Republicii Moldova care sunt plecați sunt foarte mulți. Noi avem o problemă cu datele, apropo. Noi, cineva zice că avem 300, 500 de mii, un milion. Dacă luăm în calcul, facem niște calcule așa mai simpliste și înțelegem că nu toți au ieșit la vot, dar au ieșit o mică parte, putem spune, din ei, vă dați seama că cifra celor care în realitate este în afara țării este foarte, foarte mare. Reieșind din asta, eu sincer nu înțeleg, eu consider o eroare politică discursul partidelor de stânga sau, nu le mai zicem, prorusii sau nu știu de care ar fi. Este o eroare a lor internă atunci când sunt atât de împotriva votului din diaspora. Poate va suna un pic așa mai straniu, dar eu cred că prima soluție politică pe care trebuie să o avem este să comunicăm cu aceste partide. Le vor fi tot timpul, noi trebuie să înțelegem, situația asta nu este unicală. Noi vom avea partide de stânga, noi vom avea partide pro-Rusie, noi vom avea partide care să vor considera că votul în diaspora aparține numai unor partide, ce nu este adevărat. O să apară multe proiecte politice, o să apară activism și decepții. Deci lucrurile astea trebuie privite în perspectivă. Iar în perspectivă de ani de zile, 10 ani de zile, deci tu nu poți să construiești o politică în țară, un partid politic, fără a avea conexiune cu diaspora. Este realitatea unicală a Republicii Moldova. Sunt multe țări care au migranți economici peste hotare, au programe de, știu eu, reinvestire a remitențelor, se gândesc experții de la Banca Mondială, din sectorul bancar, ca Dumitru, cum să valorifici capitalurile acestea și așa mai departe. Exact așa este și în politică. În politică, cred că ar trebui să urmeze o serie și de analize și de recomandări și dialoguri cu aceste partide mai mainstream, mai conservative, că tu nu poți să construiești o politică, o platformă politică, fără să ai ceva despre diaspora. Fiindcă proporția celor care sunt peste hotare este enormă în comparativ cu populația existentă aici. Aici cred că suntem unicați. N-am să mă tem să spun că e cel puțin jumătate din populația activă, dacă nu din toată populația care este plecată. Eu am văzut în diaspora la aceste alegeri oameni care în 2019 nu erau în diaspora. Deci înseamnă că procesul continuă, oamenii în continuare pleacă. Iar când ai așa o proporție de oameni în afara țării, dar care păstrează o legătură economică, de rudenie, vor și civic simplici, călătoresc, Moldova este în cumva geografic foarte facil ca să poți călători dacă va veni ziua să uităm de pandemie. Deci tu atunci nu poți să ai o politică de genul, uite, hai să deconectăm diaspora. Este imposibil, fiindcă diaspora asta înseamnă fiecare familie din Republica Moldova. Asta e un lucru clar. Deci primul și primul lucru, eu le-aș explica și aș avea un dialog cu partidele care se tem tradițional de votul din diaspora, este că ei trebuie să aibă o platformă, să aibă obiective, să aibă activități către diaspora, să nu se teamă de ea, indiferent de profilul ei. Altfel vor fi taxați. Al doilea element, sigur că trebuie să înțelegem că rezistența pentru a introduce votul prin obstacolul, să zicem așa, pentru a introduce votul prin corespondență, chiar și cel electronic, dar cu cel electronic îl lăsăm mai la urmă. În special votul prin corespondență sau votul timp de 2 zile sau numărul, ce a spus Dumitru, numărul de secții de votare multiplicat, este una pur politică. Nu trebuie de căutat explicații tehnice.
nu are o problemă. Cecul, diplomații noștri și aici jos pălăria au muncit foarte mult, au arătat că pot gestiona așa procese. Și dacă, poate Iulian poate confirme aici sau cineva care știe cum arată o misiune diplomatică, de fapt, în afara țării, sunt 2-3 oameni, 4-5 angajați acolo, deci nu e o instituție mega complicată. Și uitați-vă ce flux, ce organizare au reușit să facă. Deci așa cum sunt ei. Sigur că nu peste tot a fost ideal. Ceea ce înseamnă că noi avem capacități să facem și mai mult. Deci asta este clar. Deci unicul motiv de ce nu se face mai multe secții sau nu se procedează cu votul prin corespondență mai departe, nu se merge, este rezistența politică, refuzul politic, să-i spunem așa, a unei părți din Parlament și a unei părți a clasei politice. Fiindcă există chestia asta simplă, acum votează pe Maia Sandu, dar nu mă votează pe mine, așa a fost și în 2010, așa a fost și în 2014 și așa mai departe. Când au fost alte partide, cu totul altele. Când acum se votează PLD-MEU sau PLE-ul, haideți să nu deschidem mai multe secții. Deci, este un lucru eminamente politic. Deci, presiunea trebuie să o facem pe toate căile posibile. Eu, ca fiind mai acasă, știu că presiunea cea mai eficientă o arată oamenii, când inclusiv își arată nemulțumirea prin proteste. Deci, lucrul ăsta trebuie să... Nu vorbesc de proteste masive, dar oamenii trebuie să vadă că noi nu ne aducem aminte de alegeri doar în ajunul alegerilor. Trebuie să insistăm foarte mult pe asta. Al treilea element, de exemplu, elementul ăsta inovator, votul prin corespondență, mie îmi place foarte mult el, deși aici mai apare încă o rezistență, frica, în general. Neîncrederea în procesele administrative la noi și de stat, faptul că toate procesele pot fi sparte, cum se spune, deci trezesc foarte multe frici la nivel de populație. Și aici există o soluție, trebuie să comunici cât mai mult. Am văzut câteva încercări, experiența Estoniei, dar trebuie să comunici cât mai mult, să explici că, uite, asta nu poate fi spart, că poate fi securizat, externalizat și așa mai departe. Și iarăși chestia politică. Chestia politică este... Poate depinde un pic și de ce face diaspora, este într-adevăr fenomenal. Deci, din ce sens? Că eu nu văd numai votul. Votul a fost eroic. Nici nu pot să calific cum a fost. Dar este și o altă chestie care trebuie să citit în spatele acestor acțiuni. Diaspora este cea mai, cea mai auto-organizată parte a societății noastre. Deci nu numai că ei s-au dus și au votat. Ei sunt auto-organizați destul de bine. Ei comunică, au platforme, Dumitru este un exemplu, adoptă un vot, alte, au un sistem foarte bun de ajutorare reciprocă, poate el nu-i cuprinde pe toți 100%, poate nici 50%, dar există o rețea funcțională de comunicare, de informare, de auto-organizare la nivel de mici comunități și în Italia și în Anglia și în Statele Unite și așa mai departe. Și ei au făcut-o asta absolut voluntar, deci nu a venit cineva, n-a fost un proiect, se organizează și așa mai departe. Luând în calcul acest lucru, eu cred că ar fi binevenite și inițiative, proiecte care să ajute de data asta diaspora, că ei să arate să folosească această auto-organizare și putere masivă pe care o au, ca să punem presiune pe legislativ și să adoptăm odată modalitățile astea de votare la distanță. Sunt două, votul prin corespondență și cel electronic. Eu presupun că la cel electronic, sigur că el trebuie să fie trecut în etape, la fel cum a fost și în Estonia, deci la început. Mai experimental, pilotat și mai apoi deja la votul exclusiv electronic. Dar noi vedem că în alte domenii în care s-au aplicat elemente de guvernare electronică, noi avem un centru de guvernare electronică, funcționează lucrurile. De unul și în afară de ce mai apărut, procura electronică. Deci, bucurie în rândul agenților economici, foarte bine. Și noi avem specialiști, noi avem instituții care pot gestiona astfel de proiecte. Deci trebuie să fie voința politică. Și voința politică e o altă măsură decât presiuni pe toate felurile, inclusiv proteste, inclusiv flash mob-uri, inclusiv petiții și așa mai departe, nu am văzut. Deci nu știu alte metode. Inclusiv când reprezentanții acestor partide se mai duc la Bruxelles, e bine să mai dea ochii cu oamenii diasporei acolo când se întorc și fac poză pe fonul pieței Schumann sau nu știu care. Deci
Eu am avut ocazia asta și am văzut când vin oamenii, chiar 10 conaționali, și îți pun întrebări, e cam greu să-i refuz să umble cu explicații inutile. Dar lucrul trebuie să fie rezolvat înainte de alegeri, fiindcă înainte de alegeri, cu mult înainte. Deci e un proces lung. Fiindcă dacă le lăsăm înainte, miza celor care sunt împotriva votului diaspore este foarte simplă. Aha, au rămas puțin timp. O mai întindem, facem tot așa, facem 139 de secții, nu 150, măcar o leac să îngreunăm, cât e posibil, da? Mai încurcăm aici, mai încurcăm dincolo și dacă noi nu o să avem acest vot prin distanță, deci eu sunt de acord cu Dumitru în totalitate și la oameni o să apară la un moment dat o decepție în tot procesul ăsta, stai 8 ore în frig, în ploaie și la urmă nici nu poți vota. Eu cred că asta e foarte grav și dacă noi nu adoptăm legile, nu adoptăm o formă de vot la distanță, procesul ăsta o să fie destul de complicat de gestionat. Intermediar, sigur, și deschiderea mai multor secții, deci nu avea să se întâmple absolut nicio tragedie. Resursele de mobilizare a diasporei și a noastră, noi s-au gestionat 250.000 de voturi oameni buni în diaspora, deci fără incidente mari, să zicem, da? Decât incidentul când nu le-au ajuns buletine. Asta este un proces foarte complicat și noi ne putem asuma lucrul dat. Deci votul la distanță, cred că este o soluție pe care trebuie de apăsat, inclusiv prin măsuri mai radicale și partidele politice care înțeleg valoarea acestui vot, trebuie inclusiv să pună și condiționalități dure atunci când urmează să promoveze anumite legi, poate importante pentru altceva. Adică să fie inclusiv și condiționalități că, uite, ori rezolvăm asta, ori blocăm activitatea legislativă. Fiindcă deja suntem în secolul 21 și noi în continuare trăim aceleași chestii. Că eu mi-aduc aminte anul 2009, că votul diaspore, el nu e atât de vechi. Deci votau atunci, dar la secțiile diplomatice și când a apărut ideea să extindă votul diaspore, să creeze mai multe secții. Era Organizația Internațională a Migrației care trebuia să faciliteze procesul dat și reprezentantul ei aici, elvețian fiind de naționalitate. Parcă la început guvernul accepta și după aceea la nivel de partid care era atunci la guvernare au văzut calculele că nu-i cam avantajează să diversifice secțiile. Și atunci a fost o presiune nebună din partea donatorilor. Cum voi singuri ați vrut, noi v-am ajutat și când vedeți că voi nu vă place scorul politic care sau temperatura politică din diaspora, voi deja cedați. Și au fost conflicte foarte puternice și ei n-au cedat. Deci atunci a fost un prim vot așa, un pic mai în afara secțiilor diplomatice și s-a mers înainte. Exact și aici. De ce nu asta să nu fie inclusiv și un element din discuția noastră cu Uniunea Europeană? Și asta poate să fie. Noi vrem să fim parte a unei uniuni economice, să facem comerț liber cu europeană, dar aplicăm politici izolaționiste față de cetățenii noștri care trăiesc în Uniunea Europeană în mare parte și nu doar. Este și Statele Unite și America, Statele Unite și Rusia. Da? Dar asta e o chestie fundamentală. Deci toate măsurile de presiune politice sunt bune și nu trebuie de uitat inclusiv să le explicăm că nu este în defavoarea lor. Este în favoarea lor. Faptul dacă vor avea o politică exclusivistă față de diasporă, se privează de foarte multe perspective, inclusiv în țară. Trebuie să înțeleagă chestia asta, fiindcă eu mi-e teamă că noi în permanență o să avem partide destul de cu o poziție destul de importantă în Parlament, care vor fi împotrivă. Noi trebuie să le creăm deprinderea asta și, știu eu, la nivel de memorie politică să înțeleagă că dacă nu vor avea o atitudine inclusivă față de diaspora din punct de vedere electoral, atunci vor avea de pierdut, își vor marginaliza inclusiv și sporul politic. Mersi, Vadim, pentru comentarii și pentru perspectiva destul de interesantă pe care ai prezentat-o. O să trecem acum la sesiunea de întrebări și răspunsuri
Și pe această cale invit urmăritorii noștri să adreseze întrebări pe privesc.eu și pe pagina de Facebook a IPRE la secțiunea de comentarii, iar noi le vom prelua și le vom adresa vorbitorilor noștri. Mai avem practic 25-30 de minute pentru această discuție. Și o să încep cu Elena. Am spus că poate am putea să oferim mai multă claritate cu privire la unele prevederi legale ce țin de votul în diasporă. Spre exemplu, în ziua votului au fost a fost o confuzie legată de faptul de numărul limitat de buletine de vot, de doar 5.000 per secție. Oamenii au cerut ca să le fie oferite buletine de vot sau ele să fie redistribuite de la o secție la alta. Și a existat neclaritate în acest sens. Hai să explicăm în acest sens care sunt prevederile codului electoral și de ce nu a putut fi crescut numărul de buletine de vot între primul și al doilea tur peste 5.000, așa cum se aștepta mai multă lume. Asta unu și doi, care Dumitru spunea despre amplasarea sectorilor de votare. Care a fost formula luată în calcul la hotărârea CEC-ului cu privire la amplasarea sectorilor de votare și care au fost recomandările adeptului în acest sens? Mulțumesc, Mihai. Eu am să încep, de fapt, cu a doua întrebare. Deschiderea sectorilor de votare. Conform codului electoral, în codul electoral sunt prevăzute trei criterii pentru deschiderea secției de votare de participare, și anume este 1. Numărul alegătorilor de la scrutinul precedent, și aici datele sunt exacte, avem date. 2. Este înregistrarea prealabilă a cetățenilor noștri de peste hotare. Și această înregistrare nu este obligatorie, deci este voluntară. Dar este un indicator care arată Comisiei Electorale Centrale unde se află cetățenii și unde ar putea deschide secția de votare. Înregistrarea este deschisă anul împrejur pentru toți cetățenii. Se închide cu 45, deci se încheie procesul cu 45 de zile înainte de ziua alegerilor. Deci pe 15 sau 16 septembrie s-a încheiat înregistrarea prealabilă pentru alegerile prezidențiale din acest an. De aceea, deja după ce se încheie alegerile, cetățenii se pot înregistra prealabil. Acum, problema este în ce măsură aceste înregistrări sunt reale. Urmează încă de discutat, dar deci ce cooperează cu datele care se acumulează în acest registru din 2018 încoace. Al criteriu este numărul alegătorilor stabiliți în străinătate conform informațiilor Ministerului Afacerilor Externe. Și aici avem cu adevărat o problemă, pentru că datele pe care le oferă Ministerul sunt mai mult, deci puțin spus, inexacte. Sunt total, deci departe de realitate de a arăta numărul exact a cetățenilor. În plus, este o problemă, datele acestea de pe pagina Ministerului, ele nu există. Deci orice utilizator nu poate intra să vadă care sunt aceste date. Ministerul cu siguranță le are, dar nu cunoaștem cât de des sunt actualizate, care sunt acestea. Așa că problema că aceste criterii sunt în codul electoral, trei criterii, dar nu este prevăzut un mecanism clar cum ele pot fi aplicate de către CEC. Deci CEC-ul nu are un regulament de aplicare a acestor criterii. Au ele pondere egală, nu au ele pondere egală, cum pot fi calculate în baza acestor date, trei șiruri de date, numărul de secții de votare care urmează a fi deschise în fiecare stat. Promulexul a venit cu o propunere, aici vorbind despre implicarea societății civile, încă în mai în acest an, de regulament și de metodologie la adresa CEC-ului, fără nicio reacție din partea CEC-ului. Adeptul a preluat această metodologie și a aplicat-o utilizând ultimele date care erau disponibile la acel moment, în septembrie, înregistrarea prealabilă, participarea la scrutinile precedente și datele oferite din Ministerul de Externe și a venit cu un set de propuneri, numărul de secții de votare per statele unde se presupune că sunt mai mulți cetățeni a Republicii Moldova stabiliți.
De această dată, CEC a fost mult mai receptiv și a preluat o parte din, deci a preluat din recomandările făcute de către ADEP, dar asta a fost abia în septembrie. Deci până în septembrie, e adevărat, procesul a fost puțin transparent, comunicarea a fost destul de deficientă, CEC-ul era mai rezervat, reticent la propunerile făcute de către societatea civilă, deci nu mai spun despre propunerile de modificare a codului electoral, aici s-a menționat Dumitru despre contestații. Încă în 2016, Curtea Constituțională a venit cu adrese privind modificarea codului electoral ce ține de procesul de soluționare, de depunere și soluționare a contestațiilor. Și până în 2020 acest lucru nu a fost întreprins de către Parlament. S-au perindat mai mulți deputați prin Parlament, însă această problemă a rămas nerezolvată până în prezent. Deci până în prezent adresele constituționale legate de acest aspect nu au fost soluționate. Acum, cum a decis CEC-ul numărul secțiilor de votare peste hotare? Deci el a venit, din câte am înțeles, au preluat metodologia elaborată de Promolex și ulterior promovată de către ADEP, ceea ce ține de acordarea unei ponderi egale tuturor celor trei criterii. Și în baza acestei metodologii și a discuțiilor interne, pentru că în decizia CEC nu este clar cum au luat până la urmă decizia, au expediat lista cu propunerile deschide, inițial 202, către Ministerul Afacerilor Externe, pentru avizarea Ministerului. Pentru că, începând cu din 2018, CEC-ul este cel care decide numărul și locația geografică a secțiilor de votare peste hotare. Ministerul de Externe oferă avizul său, adică este posibil de deschis secții de votare în statul în care dorește CEC să deschidă sau nu. Respectiv, Ministerul de Externe, întreprinzând în discuțiile cu țările gazdă, autoritățile din țările gazdă, ieșind din restricțiile impuse de autorități în situațiile pandemice, deci a transmis răspuns CEC-ului despre numărul secției de votare pe care ar putea să le deschidă, reieșind din comunicarea cu partenerii din statele gazdă. Ca la urmă să ajungem, vă zic, ultimul aviz pe care l-a oferit, cel de-al doilea pe care l-a oferit ministerul, era indicat cifra de 145 de secții, ca la urmă CEC să aprobe 139. Această comunicare dintre Ministerul de Externe și CEC a fost una puțin transparentă. Deci ceea ce am reușit noi, puteam să obținem date din... deci găseai documentele undeva acolo plasate pe CEC, cu întârziere pe pagina CEC, undeva ascuns în dosarul anticamerei, documente de intrare, documente de ieșire. Lucrurile astea nu erau făcute clare. Nu erau, deși ministerul mai degrabă, ministerul era mai transparent, pentru că ieșeau conferințe, au fost conferințe de presă, dar însăși comunicarea, cum s-a ajuns la cele 339 de secții, este chiar un semn de întrebare și poate e cazul să discutăm cu reprezentantul CEC-ului. Acum, revenind la prima întrebare de 5.000 de buletine, după 2016, numărul buletinelor de limita minimă pentru buletinele de vot a fost crescută până la 5.000 per secție și acest număr este prevăzut expres în codul electoral și CEC-ul, pur și simplu, din punct de vedere legal, nu poate acorda un număr mai mare de buletine. Acum, dacă este posibilă realocarea buletinelor dintr-o secție de votare către alta, deci acest lucru este ilegal. Chiar dacă practic poate fi făcut, dar este ilegal pentru că fiecare buletin, deci toate buletinele, 5.000 de buletine de vot per o secție, au un anumit cod care indică numărul secției de votare. Deci de moment ce ele sunt alocate într-o altă secție de votare, ele pur și simplu vor fi ulterior contestate și anulate. Anulate și s-ar putea să fie anulate nu doar aceste buletine, dar însăși votarea într această secție în care a fost alocate buletinele suplimentar la cele 5.000. Ce vroiam eu încă să mai adaug, poate suplimentar la... Dar cred că intervin. Aveam încă, dar acum mi-a scăpat încă o chestiune legată de partea legală. Mersi. Mersi, Elena, pentru aceste clarificări pe care le consider foarte necesare și trebuie înțelese de către publicul larg. Avem câteva întrebări pe care le-am recepționat de la urmăritorii noștri.
legat de cât de sigur este votul prin corespondență, mai ales că avem cazurile recente ale Statelor Unite, ale Americii, dar și a României, spre exemplu, în trecut, unde au existat anumite contestări legate de, de această procedură de exprimare a votului. Dacă cineva ar dori să intervină, poate din, pe această dimensiune, doamna Sajin, vă rog. Eu aș vrea să intervin și anume în ce sens? Orice început este anevoios. Nu poți decurgă un proces de la bun început în mod perfect. Așa și contestații sunt și la votul clasic. Tentative de a frauda, tentative de a neglija unele aspecte. Ele există. Noi am discutat în cadrul formării grupului de lucru despre implementarea votului prin corespondență. Da? Experții spun că el ar trebui implementat concomitent atât în diasporă cât și în țară. Eu sunt adept al următoarei idei. Dacă în România este o oportunitate, opțiunea de a expedia plicul cu votul tău prin corespondență sau la ambasada cea mai apropiată sau pe o adresă din țară, eu aș propune ca pentru a fi sigur, pentru a fi mai și a micșora lanțul sau distanța de parcurgere a acestui plic, să se concentreze la ambasada cea mai apropiată. Adică în Italia sunt trei misiuni diplomatice, ambasada și consulatul, o secție consulară, ele au secțiile de vot, sunt circondate anume, pe o anumită secție consulară sau consulat și acolo să fie direcționate toate plicurile cu voturile respective. Tot așa, avem țări unde nu avem ambasade, unde nu avem reprezentanțe, misiuni diplomatice, ar putea fi direcționate la cea mai apropiată ambasadă din țară, cum este exemplul, nu știu, Scandinaviei, Finlanda, etc. Se poate găsi mecanismul de securizare a votului, nu cred că este o problemă. Falsificarea, fraudarea poate fi, cum am menționat mai sus, și într-un caz și în altul. Adică, eu nu cred că trebuie să începem deodată cu frici. Trebuie să vedem dezavantajele și să le soluționăm, dar ele să nu fie obstacolul în realizarea acestui lucru. Da, eu tot aș vrea să o susțin aici pe Galina, în sensul că cu siguranță poți să fraudezi și când se face o împuternicire online, când o să facem acum, de când agenția electronică, da, ne permite să facem împuternicire online, tot poți pierde un imobil, adică sunt riscuri care nu poți să, tot sunt riscuri, da? Sunt o mulțime de soluții tehnice care pot fi, Galina care le-a menționat, poți trimite la ambasadă. În cel mai rău caz, dacă atât de tare ne tem de Poștea Moldovei, pot fi externalizat acest serviciu unui operator logistic. Eu sunt sigur că acest lucru ar putea fi dispus și unii din diaspora putea să plătească. Pentru mine iese mult mai ieftin să plătesc eu însuși un serviciu de la un operator logistic securizat, nu știu, DHL, UPS, decât stau o zi în coadă. Adică dacă nu avem încredere în Poștele Moldovei, în DHL trebuie să avem încredere, da? Adică sau UPS sau chestiunea ta. Sigur, există problema că cine le numără, da? Dar exact. Cum poate fi fraudat numărarea într-o secție de votare în sat din Raimondul, nu știu, Cahul, fix așa și aici. Adică nu este nimic mai îngrijorător în această metodă de vot prin corespondență decât votul clasic. La electronic lucrurile stau puțin mai complicat și probabil că va dura puțin timp, dar corespondența probabil mi se pare primul pas pentru a păstra acel entuziasm de astfel de a vota și a păstra constant de a vota.
Mersi, mersi Dumitru, pentru intervenție. Aș dori să mă întreb pe Vadim despre un alt aspect al problemei asupra căruia s-a referit el, și anume promovarea acestor opțiuni alternative de vot la nivelul Parlamentului. Noi am văzut săptămâna trecută, spre exemplu, niște declarații din partea liderului informal al Partidului Socialiștilor și președintele încă în vigoare, Igor Dodon, legat de faptul că pe viitor ar putea exista și inițiative privind limitarea participării diasporii la vot. El s-a referit la faptul că ar fi existat anumite așa pretinse fraude în diasporă și cunoaștem foarte bine deja mesajele care au fost transmise după alegeri. Cum vezi tu această posibilitate? Pentru că din punct de vedere politic probabil ar exista o anumită motivație, sau din punct de vedere electoral ar putea exista o anumită motivație pentru unele partide din Parlament să meargă inclusiv pe acest tip de inițiative. Sigur că astfel de inițiativi vor fi. Eu am spus, chiar dacă mâine, de exemplu, spunem că nu Igor Dodon și Partidul Socialiștilor, dar partidul nu știu cui, stânga, care își propune aceeași platformă, ei vor avea aceeași atitudine. Sunt două situații care trebuie să înțelegem. Sau avem un parlament în care deja se poate constitui o alianță pro-europeană și destul de inclusivă. Hai să spunem, nu atât contează pro-european, dar inclusivă, care să înțeleagă rolul diasporii, fiindcă eu cred că este subapreciată și eu nu sunt de acord că numai procentul ăsta din PIB, o treime din PIB sau o pătrime contează foarte mult. Eu cred că conexiunea cu fiecare familie din Moldova este mult mai mult înseamnă decât procentul ăsta din PIB. Deci și asta este enorm. Și trebuie inițiate foarte multe mese rotunde de dialog cu fracțiunile acestea în care există rezistență, cu partidele. Și le explicat. Inclusiv ceea ce urmează ei să piardă dacă vor merge împotriva diasporii. Eu pot să vă spun de ce suntem cel mai mult astfel de politicieni, în special în momente de supărare cum sunt ei, fiindcă chestia asta a lor, falsul este cu cumpăratul votului în diasporă, ele sunt falsuri, deci nu poți. 50 de lire la Londra, unde cât costă acum o călătorie cu metrou, de metrou, o stație, cât costă în Londra? 3,60. 3 pounds, o stație să mergi acolo. Cine știe unde e secția asta? Trebuie să... E măcar când inventau falsul, trebuiau să mai gândească. Asta nu e, nu știu eu, nu e un sat din centrul Moldovei unde faci. Acolo omul costat toată ziua, acolo a pierdut peste 100 de lire. Dacă pui și transportul și toate chestiile astea. Dar asta vine din supărare, din dorința de a, știu eu, de a diminua impactul votului, de a-l murdări. Lucru care a avut un efect invers și au plătit asta. Și eu sper ei să înțeleagă chestia asta. Efectul invers a fost și a lovit tot pe ei. Eu știu sigur că ei între dânși discută de chestia asta. Ei știu foarte bine că au dat greș pe unele declarații. Exact, trebuie să înțeleagă că au dat greș pe chestia asta. Limitarea votului diasporii, după mine, este un lucru foarte grav și partidele care nu sunt de acord cu asta trebuie să facă tot ca acest lucru să nu se producă pe cale legislativ. Ce țin de societate, și societatea trebuie să mobilizeze. Eu cred că dacă se încearcă această limitare, cei de acasă au dreptul să iasă la proteste, fiindcă politicienii cel mai tare se tem de proteste. Oriunde s-ar afla ei, la guvernare, în opoziție, președinți încă în funcție sau deja foști președinții, ei de asta se tem. Ei vor să vadă unde e nemulțumirea societății. Au văzut-o prin votul diasporei, trebuie să o vadă și aici în țară. Și este destul de mare. Inclusiv, eu cred că și impactul economic poate fi negativ, fiindcă oamenii ăștia tot își planifică o anumită mobilitate în funcție de care este atitudinea cu țara lor. Nu vrem să știi, noi invers trebuie să căutăm cât mai multe modalități de a te include, de a invita, de a veni, ca ei să vină cât mai des. Chiar simplu, eu nici nu zic de investiții, dar simplu, să vină acasă, să cheltui banii aici, măcar de 2-3 ori pe an de zi. Deja este foarte bine pentru țara noastră. Deci, eu cred că partidele care mizează pe votul diasporii, dar și care înțeleg importanța diasporii în viața socială și economică a țării, trebuie să nu admită acest lucru. Unu, iar societatea civilă
care are și capacitățile acestea de diplomație publică, ar trebui să-i explice. Noi avem rolul să le explicăm lor, fiindcă în aceste partide nu toți oamenii sunt inventatori de fake news-uri. Eu știu că noi știm doar pe ce, da, care ne etichetează, care generează fake news-uri, dar acolo sunt și oameni raționali, credeți-mă, eu știu chestia asta. Și noi, și aici, când discută partidele între ele, lor le este mai greu să discute, da, că e polarizare și dar societatea civilă ar putea să implice, să le explice că fac o greșeală însăși pentru dânși. Și condiționalități și alte chestii care trebuie să existe. Fiindcă dacă ei vor face asta, nu doar că noi vom fi downgradați și vom primi o apreciere negativă la capitolul democrație electorală, dar cred că putem avea și anumite discuții despre anumite, despre oprirea anumitor proiecte de dezvoltare în cazul Republicii Moldova. Și comparația cu alte state aici nu este ok. Deci că se spune, a, dar în țara aceea nu prea votează, numai la ambasade, nu merge. În țara aceea nu există. În Franța nu au jumătate din populație în afara țării și dependență totală de, sau în America sau în altă parte. Deci cazul nostru, eu cred, nu știu eu cât de mare este intenția lor. Eu înțeleg că ei sunt supărați că au pierdut și în mare parte diaspora, dar mai bine ar face să analizeze. În caz contrar, eu nu exclud faptul că vor fi inclusiv și forțe politice, cetățeni, lideri de opinii care vor chema lumea la proteste dacă ei o să facă lucrul dat. Și temperatura în continuare fierbe, eu vreau să zic. Da, a fost un recul după alegeri, dar nemulțumirea oamenilor este destul de mare. Mersi pentru acest comentariu. Doamna Sargent, dacă doriți să interveniți. Succint, am vrut și eu să adaug la acest capitol în privința voinței politice. Chiar astăzi am avut un proiect care viza implicarea diasporei în viața politică a țării și a fost respins în Comisia Drepturile Omului de către aceleași partide care se află la guvernare astăzi, așa zisă guvernare. Și nu înțeleg, și eu vreau să-mi exprim frustrarea în acest sens, pentru că nu înțeleg. Închipuiți-vă că un reprezentant al unui partid, nu spun niciun nume ca să nu aibă nimeni dreptul la replică, dar că iese astăzi cu inițiativa aceasta pentru a facilita votul în diasporă, pentru a facilita implementarea votului alternativ. Vă dați seama că ei ar obține mai multe voturi în diaspora și da, sunt de acord cu ce s-a menționat mai sus, că astăzi diaspora votează un partid, mâine poate fi altă proporție, dar asta depinde de activitatea și de voința politică a partidelor. De ce să aprofundez acest hău dintre diasporă și partide? Dimpotrivă, trebuie să te apropii. Nu înțeleg și chiar aș vrea să înțeleg dacă ne aud cei care reprezintă partidele frustrate de votul diasporei. Care este logica acestei continuării, acestei lupte cu propriul popor care se află poate stabilit, poate temporar, peste hotarele țării. E lipsit de logică, într-adevăr. Și tot lipsit de logică este și faptul ce spunea Dumitru mai sus despre comunicare, că dacă vrei te informezi. Sunt de acord, Dumitru, dar de exemplu, graficul pe care ne l-a prezentat astăzi Elena, cum a menționat corect, este mult mai prietenos, se înțelege mult mai bine de către toată lumea. Ce încurcă oricărei ambasade, oricărui consulat sau cecului să acceadă în grupurile active din diaspora și noi le cunoaștem, e ușor de identificat grupurile în care este mobilitate, este activitate, și să plaseze informația ambalată puțin mai prietenos față de oameni și să o plaseze acolo. Prin anumite carduri, nu știu, diferite metode sunt pentru a promova ceea ce vrei să promovezi. Nu încurcă nimănui să facă acest lucru. Deci, iarăși rămânem la aceeași concluzie. Voința politică, și chiar invit cei care se opun
facilitării votului în diaspora. Cei care se opun votului alternativ chiar invit la colaborare, pentru că este un drept de bază care se încalcă la moment, care este destul de îngreunat din cauza că noi nu dorim să accelerăm procesele politice. Trebuie să discutăm în acest sens, toți, indiferent de culoare. Mulțumesc! Din cauza că ne apropiem de sfârșitul evenimentului, eu aș dori să vă ofer cuvântul la fiecare pentru un minut de concluzii și o să vă rog să vă referiți la prioritățile pentru viitorul apropiat. Ce facem pentru a soluționa provocările despre care am vorbit și cum trebuie să acționeze fiecare grup din societate, fie că e vorba de societate civilă, fie că e vorba de alte asociații, fie că e vorba de instituții publice sau alți actori. Elena, dacă poți tu să începi, te rog. Okay. Mersi. Reprezentanții coaliției vor ieși cu niște recomandări în viitorul foarte apropiat în adresa autorităților CEC-ului și legiuitorului, dar indiferent, și vom participa și în grupul consultativ despre care vorbea și domnul Munteanu, dar indiferent de ce metode alternative de vot vor fi implementate sau se va decide, este important ca să existe un consens privind aceste alternative de vot și o încredere, atât din partea publicului, cât și din partea tuturor actorilor electorali, încredere privind siguranța acestor metode alternative de vot, ca ulterior să nu fie contestate rezultatele alegerilor electorale. De aceea, prin viitorul apropiat, noi, reprezentantul coaliției, cred că de asta și ne vom ocupa, în primul rând, de comunicarea cu decidenții, să-i convingem că este necesar de modificat codul electoral și nu doar introducerea metodelor alternative de vot, dar sunt și multe alte subiecte și probleme care de mult așteaptă să fie rezolvate. E vorba despre discursul de urmă, transportarea organizată a alegătorilor, utilizarea resurselor administrative. Și doi, comunicarea cu cetățenii, deci informarea cetățenilor despre necesitatea introducerilor metodelor alternative de vot și explicarea ce înseamnă de fapt aceste metode. Ele de fapt nu sunt niște modalități de fraudare a legilor, ci din contră de a le facilita exprimarea dreptului de vot. Mersi, Elena. Vadim, te rog. Eu cred că sunt câteva concluzii. În primul rând, nu trebuie de lăsat până la următoarele alegeri. Și ne aducem aminte de asta atunci. Asta trebuie să fie pe agenda tuturor, a partidelor politice, a Parlamentului, societății civile, acum, după alegeri, nu trebuie de scăzut presiunea. Doi, trebuie de început de la variantele soft sau modelele soft de influențare și determinat cu cele mai, cu presiunea cea mai dureroasă pentru politicieni. Varianta soft, cred că ar trebui de folosit elementele diplomatice. Trebuie urgent de lansat niște discuții la nivel de partide politice. Cei cu votul ăsta din diasporă, unde se vină inclusiv și experți, le explice, este mai mult decât un vot politic, este o parte a societății, este o jumătate din țară, este o țară în afara țării, care sunt consecințele marginalizării, inclusiv politice, economice, sociale, dar consecințele pentru fiecare actor politic. Și încetişor de mutat la alt nivel. Asta e foarte important. Deci până la, inclusiv și la proteste se poate ajunge. Eu îmi cer scuze, dar am următoarea evenimentă. Mersi foarte mult. Mersi tare mult. Dumitru, te rog. Da, eu aș, ca concluzie, anume pentru cei din diaspora, e să fii mai activ, mai implicați. Nu costă nimic să fii abonat la anumite pagini de Facebook și să citești informații de pe CEC, despre alegeri.media, în care e super bine, îmi pune toate lucruri. Să citim programele electorale, să înțelegem că politicienii mereu vor încerca cumva să manipuleze un vot într-un sens sau altul, adică trebuie să fim cât de cât mereu atenți la ceea ce ne spun nouă. Și în cazul ăsta, cumva, nu încercăm cumva să găsim vina că altcineva e vinovat, că politicianul X e vinovat sau autoritatea X e vinovat. Încercăm cumva să interiorizăm totuși ce am făcut eu ca să fiu mai informat sau ce am făcut eu ca să pun presiune pe
ministru cu tare sau pe deputatul cu tare de a schimba lucrurile astea. Pentru că dacă ne implicăm fiecare, lucrurile pot fi schimbate mult mai rapid. Cât referitor la cauza politică, eu sper că trebuie să recunosc. În timp de 10 ani, ce apăsă în ultimii ani, oricum, prin clasa politică de aspăr niciodată nu a fost nimic mai mult decât remitent și voturi. Nu a fost nimic implicare mai mult, poate o perioadă foarte scurtă pe 2013-2014, inițiativa guvernului Sandu, când de când a dus câțiva ministri, dar cam așa, e foarte, foarte destul relația dintre diaspora cu autoritățile publice, însăși implicarea, e destul de fragilă ceva genul ăsta și de obicei, cum am spus, vedem, te aduc aminte mai ales aproape de alegeri. Mi-aș fi dorit că acest vot istoric, plus criza pandemică, plus faptul că deja noi tot lucrăm de acasă sau lucrăm la distanță, înțelegem totuși că e posibil să lucrezi la distanță, să creezi oportunități, mai ales pentru cei din deasupra să implici mai activ în treburile publice, în societate civilă, în organizații non-guvernamentale, să fii mai implicat totuși, știi? Pentru că totuși există deconexiunea asta destul de, știi cum, brusc între totuși, în tot ce ține de clasa politică și clasa economică și procesele de acasă cu cei din diaspora, în sens la nivel de proiecte de legi la hotărâri de guvern sau ceva genul ăsta, întrebările publice mai ales. Mersi, Dumitru. Doamna Sajan, un cuvânt de încheiere. Diaspora merită o plecăciune adâncă pentru ceea ce a făcut. Dumitru spunea despre implicare, înțeleg, nu că înțeleg, dar știu prea bine despre ce implicare vorbește Dumitru, dar diaspora a demonstrat prin prezența la vot anul acesta că este implicată. Votul este o implicare și da, Dumitru are dreptate că trebuie implicat și pe celelalte căi. Încă o dată mulțumesc tuturor. Cât privește prioritățile pe următoarea perioadă, am spus, votul alternativ rămâne o prioritate și suntem deschiși să discutăm cu oamenii din diaspora, suntem deschiși să discutăm, dar și societatea civilă este deschisă și comunică cu noi, dar chem încă o dată la maturitate politică partidele care se opun acestei facilitări ai votului, pentru că oamenii trebuie atrași să voteze un partid prin conținutul de idei, prin a unui program și nu prin forma, adică prin obstrucționarea votului cu tare sau cu tare categorii de oameni. Deci, discuția, comunicarea între toate părțile societății viitor și noi, de pe platforma noastră, vom face tot posibilul să promovăm toate lucrurile bune care contribuie la facilitarea votului în diaspora, tema discuției noastre de astăzi. Mulțumesc foarte mult și organizatorilor, de asemenea, vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Mulțumesc și eu. Înainte de a încheia, o să rog urmăritorii noștri să completeze un formular online pe care îl găsiți pe prives.eu, dar și pe pagina noastră de Facebook, în comentarii, și să vă expuneți pe marginea aspectelor bune și mai puțin bune cu privire la organizarea acestei discuții. Aș dori tot aici să menționez că noi o să continuăm efortul de dezbateri, de discuții pe marginea metodelor alternative de vot și în luna decembrie o să organizăm o discuție axată pe votul prin corespondență și votul prin internet împreună cu colegi din Estonia și România care deja utilizează aceste metode alternative și vom încerca să informăm publicul larg despre aceste metode care sunt pe de o parte puțin cunoscute și și nu foarte larg prezentate sau promovate în Republica Moldova, cel puțin până la această oră. Mulțumesc foarte mult vorbitorilor noștri pentru prezență și pentru că ați rămas cu noi până la sfârșit. Și totodată aș dori să mulțumesc partenerilor noștri, Fundația Hanzaidel, Comunitatea Adoptă un Vot, reprezentată aici prin vocea lui Dumitru, Realitatea.media și Prives.eu pentru suportul tehnic și transmisia
acestei discuții și până la următoarea dezbatere în formatul UDBase Cafe. Ne auzim cu bine, multă sănătate și o zi bună în continuare vă doresc!